Domnule președinte, domnule comisar, vreau să mulțumesc raportorului, domnul McAllister, și raportorului din umbră, Tania, pentru acest raport echilibrat. Grupul nostru repetă angajamentul față de procesul de extindere. Aderarea țărilor din Balcanii de Vest și din Serbia rămâne una dintre prioritățile noastre. S-au făcut multe în Serbia pentru îmbunătățirea situației economice în general, combaterea crimei organizate și cooperarea regională. Acest raport recunoaște acest lucru în mod corect, însă am multe îngrijorări în legătură cu statutul democrației în Serbia, inclusiv modul în care în recenta campanie prezidențială am asistat la o retorică naționalistă. Încă există o investigație în curs în legătură cu modul în care a fost subminată libertatea mass media. Acum câteva remarci critice. Una la adresa dumneavoastră. Stabilitatea în Balcanii de Vest este importantă, dar nu putem să sacrificăm valorile pentru stabilitate. Ele trebuie să meargă mână în mână atunci când purtăm aceste negocieri. Jucându-ne cu stabilocrația, am putea să pierdem ceea ce este mai important pe cetățenii sârbi și angajamentul lor față de democrație. Trebuie să dăm atenție modului în care opoziția și libertatea presei sunt respectate, dacă se ascultă la preocupările societății civile și dacă reforma are importanță pentru cetățeni. În incertitudinea globală din Uniune și din Balcanii de Vest, cu actorii regionali și globali care sunt tot mai actori, mai prezenți în regiune, trebuie să dăm un semnal la angajamentul pentru extindere și țările din Balcanii de Vest nu au alegeri. Huza Tomašić, un minut. Domnule președinte,